Bine ați venit la o nouă lansare a editurii Humanitas. După cum vedeți, lansăm ultima carte, sau nu ultima, cea mai nouă carte a lui Radu Paraschivescu, România în 7 gesturi. Imediat după lectura acestei cărți, mi-a venit în minte un banc pe care vreau să vi-l spun. Întotdeauna când spui bancuri, te confrunți cu riscul că sunt oameni care poate îl știu sau oameni care poate îl spun mult mai bine decât mine, dar totuși celor care îl știu o să-l reamintesc, celor care nu-l știu o să am bucuria să-l spun. La un moment dat, un teren de golf, un jucător de golf care, în fine, avea ceva dificultăți să poată întâlni crosa cu bila, ajunge să trebuiască să facă o lovitură într-un loc în care pila era foarte aproape, la 2-3 palme de un mușuroi de furnici. Și omul nostru a făcut ceea ce se cheamă un swing amplu și a pleznit mușuroiul de furnici. 500 de furnici s-au dus pe orbită. Omul s-a concentrat din nou, a mai făcut odată un swing și a ratat din nou, pleznind încă o dată mușuroiul de furnici. Altă mie de furnici au fost pentru totdeauna aruncate în aer. Și mai rămăseseră două furnici năucite de întâmplarea asta în mușuroiul lor, și în timp ce omul se pregătea pentru al treilea swing, una îi spune celeilalte: cred că pentru siguranța noastră e mai bine să ne mutăm pe bilă. Acest banc mi se pare, cum să spun, cumva legat de ceea ce ne povestește Radu Paraschivescu în această carte, pentru că în această carte veți găsi personaje îngrozitoare, personaje obscene, personaje care sunt, dacă vreți, exemplele care ne vin imediat în minte când vorbim în România despre indecență, despre nesimțire, chiar și despre ticăloșie, dar în același timp ele, aceste personaje care par a ocupa prima scenă a cărții, se referă întotdeauna la niște victime. Pe mine, cel puțin, m-a impresionat foarte tare în această carte, m-a impresionat victimele acestor, m-a impresionat furnicile alea care stau liniștite la ele în mușuroi și vine un nepriceput care ratează cu crosa bila și le face pe acele furnici să gândească absurd ca să scape, pentru că, evident, e o soluție absurdă. Dar trebuie să apeleze la ea ca să scape de nepriceput. La toate lansările, în general, vi se spune că aveți în față o carte fundamentală pentru înțelegerea ceva. Cartea lui Radu Paraschivescu nu e fundamentală, e mai grav, e o carte necesară. Și cred că suntem într-un moment în România în care avem nevoie mai degrabă de cărți necesare decât de cărți fundamentale, pentru că confuzia în care ne aflăm, toată această furtună în care trăim, este până la urmă un mediu care cere asemenea cărți. Cărțile necesare fiind acele cărți care te ajută să te orientezi în imediat, te ajută să te orientezi, să înțelegi mai bine ce ți se întâmplă, dacă vreți, la prima mână. Poate că în ceea ce privește retorica marilor valori stăm bine, suntem toți capabili să articulăm lucruri inteligente și convingătoare despre bine, despre libertate, despre democrație, despre bun simț, despre frumos, dar poate că în momentul în care suntem aruncați în viața de zi cu zi, secundă de secundă, în momentul în care deschidem televizorul sau citim ziarul, suntem mult mai confuzi în a ști să apreciem aceste lucruri. Aveți în această carte, practic, 7 întâmplări din realitatea românească. 4 sunt culese din viața presei, una din politică și 2 din fotbal. Toate, însă, mărturisesc etosul României post-decembriste. Toate ne arată cum s-a așezat România în ea însăși după decembrie 1989. Am încercat, ca să fiu cât mai convingător pentru această lansare, ca fiecare din aceste 7, să caracterizez fiecare din aceste 7 întâmplări pe care Radu Paraschivescu ni le repovestește și le interpretează,
să recaracterizez cu câte un cuvânt care ar putea fi, dacă vreți, semnul unei maladii a spiritului românesc sau cotidianului românesc astăzi. Și am ieșit așa. Prima este vorba despre contorsionism. Nu vă spun personajele și nu vă spun în ce constă povestea, pentru că vreau să vă fac curios să le citiți. A doua, suspendarea conștiinței. A treia, absurdul istoric ca specific românesc. Absurdul care ucide, absurdul care mutilează, absurdul care traumatizează. Nu e vorba de absurdul care, în fine, într-un fel sau altul ne face să râdem. A patra, fuga după notorietate. Asta e o boală, trăim toți în ea. A cincea, tupeul. A șasea, anularea bunului simț. Și a șaptea, agresivitatea. Eu cred că toate aceste mici diagnostice puse împreună dau, dacă vreți, o imagine care poate fi coerentă în ea însăși asupra societății noastre. România în șapte gesturi, după părerea mea, vine direct din ultimele trei cărți ale lui Radu Paraschivescu, din Maimuța Carpatină, din Muște pe parbrizul vieții și din Noi vorbim, nu gândim. Sunt cărțile care Radu a avut un imens succes colecționând perle, cum le-am spune, colecționând ziceri care au lovit la un moment dat spațiul public românesc și au rămas acolo întipărite. Și spun că vine direct din aceste trei cărți, România în șapte gesturi vine direct din aceste trei cărți, pentru că Radu Paraschivescu este probabil unul dintre cei mai dăruiți cronicari ai timpului nostru. El crede în forța cuvântului, crede că forța cuvântului scris e superioară cuvântului vorbit. De altfel ne convinge de asta, pentru că toate lucrurile pe care le-a strâns în cele trei cărți pe care le-am evocat, dar și aici, sunt lucruri care au fost rostite. Dacă le citești, îți par cu adevărat tridimensionale, îți apar în tot profilul lor, în toată atrocitatea lor, în odioșenia lor, în absurdul lor, în prostia lor, dar îți apar în forța lor până la urmă destructivă. Și ce este altceva un cronicar decât acela care crede că ceea ce se vorbește merită să fie scris, nu neapărat pentru că scrisul rămâne, ci pentru că cuvântul scris are, repet, o dimensiuni cu totul noi și speciale față de cuvântul vorbit. Radu Paraschivescu, scriind aceste vorbe ale unor personaje de la Becali la Mircea la Tatulici și de la Ion Iliescu la în fine la fel de fel de alți jurnaliști în căutare de audiență, Radu Paraschivescu, scriind aceste vorbe, de fapt descrie realitatea în care și noi adesea năuci încercăm să ne descurcăm. Dar aici intervine ceva, și anume intervine calitatea care, ceea ce dă calitatea acestei cărți, ceea ce face ca această carte să fie altceva în plus față de ceea ce până acum Radu Paraschivescu a făcut. Și sunt două lucruri, cred. Primul este că Radu Paraschivescu scrie această carte din interiorul unei conștiințe îngrijorate. O spune pe coperta 4 a cărții, că ceea ce îl îngrijorează de fapt, povestind toate aceste lucruri, este că oamenii despre care scrie aici sau comportamentele pe care le scrie ar putea deveni modele. Ba, aș spune eu, chiar au devenit modele. Și asta face ca această carte să fie, repet, necesară și să fie urgentă. Și nu în ultimul rând, e vorba de tipul de talent al lui Radu Paraschivescu, pentru că această carte are farmec. Imaginați-vă o carte în care se descriu lucruri abjecte din punct de vedere moral și care are farmec. Pentru că Radu Paraschivescu reușește să descrie cele mai îngrozitoare lucruri cu putință din jurul nostru, în jurături, scuipați, fizic vorbim, nu la figurat. Palme, pumni, picioare în cap, piruete extraordinare
îngrozitoare piruete de conștiință, le descrie într-un text care este mătăsos, care este cald, care este prietenos, care este extrem de convingător din cauza asta. Și asta este, de fapt, aici se vede, de fapt, talentul acesta special al lui Radu Paraschivescu, care îmblânzește realitatea în cărțile lui pentru a ne face, pentru a ne deschide porii să o putem, să o putem percepe, dar în același timp păstrează în ea intactă, îi păstrează în ea intact caracterul caracterul rău, care o face să fie o realitate care ne amenință direct. România în șapte gesturi este, după părerea mea, una dintre cele mai bine scrise și una dintre cele mai binevenite cărți despre realitatea românească pe care o trăim și merită din plin Radu Paraschivescu și mulțumirile noastre și aplauzele noastre și și timpul nostru citind această carte. Mulțumim, Radu! În timp ce Sever Voinescu vorbea, m-am aplecat către Radu Paraschivescu și am spus: s-ar părea că vorbește la fel de bine ca tine. Mă întreb dacă după speech-ul lui mai sunt multe lucruri de spus. Acum, trebuie să știți că e puțin dramatică condiția unui om care încearcă să convingă pe cei care îl ascultă că merită să se uite în cartea aia. Pentru că atunci când lucrurile se fac pe bandă, ca la un târg, oamenii care vorbesc cred fiecare, la rândul lui, în cărțile pe care le prezintă. Iar atunci când, în cazul meu, trebuie să prezinte mai multe cărți, devine puțin credibil că vorbitorul crede în toate pe care le prezintă. Ei bine, credeți-mă că nu accept să vorbesc despre, decât despre cărți despre care cred că pot să spun ceva și că pot să vă prind în orizontul și mirajul acelei cărți. În spatele fiecărei cărți este o viață pusă în joc. Fiecare autor și-o pune în felul lui. M-am întrebat, citind cartea România în șapte gesturi, cum și-a pus Radu Paraschivescu în joc viața în cartea asta. Și tot gândindu-mă, pentru că e greu de apucat cartea și e greu de apucat într-un discurs despre ea, am avut deodată revelația că e vorba de o carte a stuporii. O carte a stuporii. Stuporea a apărut în discursul conștient al civilizației europene sub forma unei anumite întrebări. Cum e cu putință ceva? Cum e cu putință? Întrebarea cum e cu putință desemnează într-un mod ideal stupoarea. Cum e cu putință a fost trecută pe toate registrele, de la cele mai înalte registre metafizice până la piața noastră Românie cu cartea asta. Vă dau niște exemple. La un moment dat, filozofia și-a pus întrebarea: cum e cu putință ceva în loc să nu există, în loc de nimic? Cum e cu putință să fie în loc de să nu fie ceva? De urmă a venit un alt metafizician enorm în secolul XVIII și a pus întrebarea: cum e cu putință cunoașterea umană? Cum e cu putință matematica pură, de pildă? Cum e cu putință știința pură? Și e cu putință oare metafizica? Iată un alt mod de a pune întrebarea cum e cu putință. Pe urmă a apărut un francez, Montesquieu, care a scris un volum care se numea, care a fost pus de critică sub întrebarea cum e cu putință să fii persan. Bine, întrebarea apare în scrisorile persane, dar întrebarea e cum e cu putință diferența. Cum e cu putință ca altcineva să gândească, să simtă, să se îmbrace, să mănânce altfel decât noi? La noi a apărut la un moment dat Noica, care și-a pus întrebarea cum e cu putință ceva nou pe lume? Cum să apară ceva ce nu exista din nimic? Cum e cu putință nou?
Pe urmă a apărut Cioran în trena lui Montesquieu și a pus întrebarea cum e cu putin să fii român. Adică cum e cu putin o țară cu un destin atât de straniu, cu aspirații atât de mari și cu realizări, cu eșecuri atât de repetate. Și acum mi-am zis eu, vine Radu Paraschivescu, coborând pe scara acestor întrebări, cum e cu putință, iertați-mă că spun, jehul societății în care trăim. Cum e cu putință ceva atât de murdar? Cum e cu putință să chem minerii să bată oameni pașnici? Cum e cu putință? E o întrebare cutremurătoare. Întrebarea cum e cu putință cere o urgență a răspunsului. Este ceva perplexant, care, vă spuneam, naște stupoarea. Cum e cu putință să chem români să bată români, ca să-ți ții puterea? Asta e o întrebare care ar trebui să ne țină în stupefacție câtă vreme vom trăi. Și să căutăm mereu un răspuns. Cum e cu putință ca un personaj, un om ca ceilalți, să arunce un pahar cu apă în ochii unui executant judecătoresc care vine să-i spună care este litera și spiritul legii? Cum e cu putință să se petreacă așa ceva? Ca în fața reprezentantului legii unei societăți să arunci cu paharul în ochi și să urmeze un potop de vorbe ordinare, iar acest om să nu pățească nimic. A murit nepedepsit pentru acest gest. Eu cred că societatea românească e în suferință că a putut un om să iasă din scenă, lăsând în urma lui această întrebare. Cum e cu putință să faci ce a făcut omul ăla pe parcursul a 25 de ani? Nu întreb ce a făcut înainte de 90. Da. Credeam că glumiți. Cum e cu putință ca un om să-i tragă o palmă lui Nicu Ceaușescu după ce îi spusese și el să-i răspunde: mi-ai lins, mi-ai mâncat din palmă o viață întreagă și acum vii să mă pălmuiești la televizor? Astea sunt tipul de gesturi pe care Radu Paraschivescu le pune în scenă și toate subîntind întrebarea cum e cu putință o asemenea lume ca a noastră. Cum e cu putință o societate atât de permisivă și de bolnavă? Care-i răspunsul? Poți să ai răspunsurile la îndemână, să spui, e vorba de un vid legislativ și moral în care România a trăit începând în 1990. Sau poți să-ți spui, toată drojdia ascunsă a societății a trecut de pe un mal pe altul al istoriei după 90. Și acest puroi enorm care a făcut putință gesturile selectate de el și alte mii și mii care se petrec zi de zi, au fost cu putință pentru că s-au revărsat prin canale speciale în tot corpul societății. Și aceste canale sunt trei. Și Sever Voinescu le-a inventariat. Pe locul întâi, canalul politic, prin care puroiul a intrat în societatea noastră, canalul mass media, puroiul pe care îl puteți vedea oricând dacă aveți chef apăsând un buton seara la televizor, și puroiul managementului sportiv. Nu e glumă, nu e o chestie laterală, secundară. Sportul prinde mase de oameni. Deci ce se întâmplă acolo educă milioane de oameni. Astea trei sunt canalele prin care toată drojdia societății obținută în timpul comunismului, după ce elitele și modelele au fost decapitate, au putut să se reverse în lume după povestea din 89, ele existând în corpul societății. Puroiul stă o vreme în buba cu pricina. Bubele s-au spart după 90 și ceea ce s-a întâmplat a fost această revărsare. Radu Paraschivescu descrie bolile cu speranța că, îngroziți fiind când le citim puse în scenă, vom face ceva ca să ne tămăduim. Pentru că ele evident că se petrec cu participarea noastră în sensul de pasivitate sau participare activă. Pentru că a te uita la posturi care scuipă o travă în fiecare zi și ură, înseamnă a participa.
un om care nu participă la acest puroi care se revarsă, nu deschide un televizor să facă rating unor asemenea lucruri. Nu se uită la, într-un studio când se ceartă doi derbedei din lumea sportului și care înfrâng toate regulile bunei cuvințe de pe lumea asta. Acum, ce a făcut Radu Paraschivescu este un gest patriotic, zic eu, pentru că toate cărțile lui sunt exerciții de sinceritate dureroasă. El le scrie zglobiu, dar sunt așezate pe o temelie de durere. Și într-un fel, un om care coboară într-un loc murdar ca să-l arate celorlalți, să le spună că nu vor să se privească în oglinda asta, este un om care face un serviciu colectiv lumii în care trăiește. Și pentru asta îi mulțumesc. Încep tot cu mulțumiri lui Sever Voinescu și lui Gabriel Liceanu pentru ceea ce au spus despre cartea asta și adaug un set de mulțumiri pentru redactorul cărții, pentru Mona Antohi, care este aici în public și care îi spun cu o formulă luată din alt domeniu, de cât respect. Deci Mona are capacitatea de a vedea la microscop textul unei cărți și de a scoate absolut toate impuritățile, în așa încât de multe ori meritul Monei ajunge să fie comparabil cu meritul autorului, numească-se el oricum. Cartea aceasta ar fi putut avea și alte titluri. Unul dintre ele ar fi putut fi despre abjecție și altul despre drojdie. Gabriel Liceanu a folosit cuvântul ăsta. Noi chiar am avut o serie la Humanitas care s-a chemat seria despre. Și apăreau cărți despre ură, despre bucurie, despre minciună, despre seducție, despre securitate. E bine, asta era despre drojdie. În mod normal, un autor când scrie o carte ajunge într-o zonă de calm, de relaxare, de însingurare între propriile sale gânduri. Așa am făcut și eu până nu demult. Cartea aceasta însă am scris-o cu furie. Am scris-o în alt ritm decât scriu de obicei, cu alte trăiri, cu alte reacții și cu o formă de revoltă care pe mine până acum nu m-a mai cutreiera sau dacă a făcut-o, a făcut-o palid. De data asta am scris supărat. Pe cei din carte, pe cei din jur, pentru că forța lor de ripostă n-a fost la înălțime, pe mine, pentru că n-am făcut mai mult, pentru că n-am strigat mai tare. Deci este o carte în care dau cu pumnul masă împotriva mea, împotriva a tot ceea ce s-ar fi putut face. De ce? Pentru că la aproape 20 de ani, după proclamația de la Timișoara, un personaj care a maculat istoria ultimilor 25 de ani și a încărcat-o cu crime, vine și spune despre actul acela frumos că este un document stalinist. Personajul provine din bolșevismul cel mai pur și cel mai dur. Ori în momentul în care răstorni lucrurile și tabla de valori și faci așa ceva, e clar că nu te poți aștepta decât la rezultate proaste. Cele 7 personaje sunt așezate în cartea asta în ordine cronologică. Primul iese la rampă în 22 decembrie sau 23 decembrie 1989. Ultimul are ca an de manifestare 2011. Evident, o asemenea carte este datată din clipa apariției. În momentul în care cartea a plecat la tipar, deja se petrecuseră alte lucruri consemnabile, tot în cheia ororii, tot în cheia stuporii, tot în cheia abjecții, tot în cheia uimirii totale față de posibilitatea de apariție a unor asemenea lucruri, fenomene și mai ales persoane. Mai mult, niciunul dintre cei 7 oameni care apar în cele 7 capitole ale acestei cărți n-a fost vizitat vreodată de gândul regretului. N-a găsit de cuvință, deși a avut ocazia de multe ori să facă un pas în față și să spună că îi pare rău. N-a avut scrupule, n-a avut crampe, puseul de conștiință a fost absolut străin. Și asta face, cred,
ca atitudinea mea să fie o atitudine de îngrijorare, de tristețe, de mâhnire, de furie și de neputință până la urmă, fiindcă scriem, da? Informăm lumea, aducem aminte celor care au uitat, le spunem celor care erau prea tineri ca să filtreze și ca să prelucreze evenimentele, dar până la urmă rostul nostru se oprește în fața unei tastaturi. De la apariția cărții încolo e rândul altora. Să vedem care vor fi acei alții. Mai trebuie spus un lucru, sunt doar 7 gesturi dintr-o ofertă teribil, întristător de generoasă. Au fost zeci de gesturi din care a trebuit să triez. La unele am renunțat pentru că exista un procedeu, o anumită repetare a stilisticii, dacă îi putem spune stilistică, de fapt termenul e hal. Da? Scena paharului cu apă este preluată în cadrul aceluiași partid și repetată public, nu oricum. Se vorbește în cartea asta și despre ziariști care și-au traficat conștiința, pentru că este până la urmă și o carte despre traficarea propriei tale conștiințe, personaje care ocupă scena publică, personaje care au făcut mult rău când ar fi putut face un pic de bine. Speranța mea este că această carte va fi citită așa cum trebuie. Ea nu apare în colecția comică în care apar cărțile mele de obicei. Asta nu înseamnă că am renunțat la ironie. Registrul de exprimare este ironic, este, cum a spus Sever Mătăsos, este o carte care cred că se citește foarte ușor și care cred că se termină în 2-3 ore petrecute acolo, în intimitate cu ea. Însă dâra pe care sper că o va lăsa, trag nădejde să fie comparabilă cu dâra adâncă, urâtă, murdară și puturoasă pe care au lăsat-o evenimentele descrise aici. Vă mulțumesc! Sigur, Radu Paraschivescu vă stă la dispoziție pentru autografe. Mulțumesc!